După 5 ani de viață a revistei Litart, fondatorul ei a văzut că sunt oameni care trimit constant poezii și vor să fie citiți. Așa s-a născut atelierul de literatură Litart. Scriitorul și fondatorul revistei Litart, Adrian Giurgea, dorește ca atelierul să unească autorii care doresc să-și confrunte textele cu opiniile altor scriitori, dar să fie și un loc de lectură și dezbatere pe tipicul cenaclurilor literare. Oamenii se înscriu de la o ședință de cenaclu la alta pentru a citi, iar cei care doresc să comenteze sunt liberi, inclusiv din public, dar mai ales vocea critică a celor care sunt deja parte a cenaclului, respectiv Dumitru Buda și Călin Crăciun. Se întorc iar verile astrale, zorile cu ierburi de argint, lălucirea cerbilor pe ovale, luminoase amintiri, ce mint. Ochii se întorc doar către lume să-și primească partea lor de neamț, să-i dee locului un nume sub lumina soarelui gigant. În Târgu Mureș întotdeauna s-a scris literatură și literatură bună, literatură de calitate. N-a fost niciodată Târgu Mureș arid din punct de vedere literar. Însă se întâmplă un paradox. De cele mai multe ori constatăm că autorii Târgu Mureșeni sunt de fapt necunoscuți chiar în Târgu Mureș. Și vă invit să faceți un experiment, să încercați să găsiți două volume de versuri scrise de Eugeniu Nistor în librăriile din Târgu Mureș, veți avea surpriza să nu puteți găsi două volume. Atelierul de literatură are și o regulă. Cei care vor fi prezenți văd cum se desfășoară întreaga întâlnire, iar dacă doresc, pentru luna viitoare, se înscriu la citit. Fiecare alege ce citește, dar trebuie să fie texte din propriile creații. Și tinerii aflați la început de drumul ale scrisului pot afla valoarea textelor lor în cadrul atelierului de literatură Litart. Se spune că uneori lucrurile sunt exact ceea ce par a fi, la fel cum o dimineață obișnuită de marți, anunță fără nicio surpriză rutina unei zile ca oricare alta, care se scurge domol de-a lungul orelor mai lungi sau mai scurte, până în asfințitul roșiatic al soarelui. Iar dimineața cețoasă a primei zile de toamnă îl găsi pe Herman moțăind ca de obicei în fotoiul său preferat, așezat lângă fereastra cu vedere la stradă. Atelierul de literatură Litart va avea loc în ultima zi de marți a fiecărei luni și este găzduit de atelierul de cafea, situat în centrul municipiului Târgu Mureș.